Dragii mei frați și surori, dragi copii, vă spun tuturor bună seara și fiți bineveniți la biserică. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru oferta aceasta generoasă și pentru faptul că în condițiile actuale, când El mută timpii, întotdeauna are în vedere, pentru cei ce caută, să existe un loc și un timp să stea în prezența lui Dumnezeu. În seara aceasta, suntem noi cei care beneficiem de această binecuvântare. Lăudat să fie numele Lui. Amin. Aș dori cu această ocazie să profităm de o declarație din Scriptură pe care o știm foarte bine și să profităm de declarația aceasta din Scriptură în vederea iscodirii interiorului nostru. Probabil că ați pățit în viață când unii vin și te iscodesc. Adică te trag de limbă să zici ceva despre cineva și te simți așa de nepotrivit, mai ales dacă te prinzi. Ma, ce mă iscodește și ăsta pe mine în felul ăsta? Vrea să scoată de la mine ceva. Însă, când te iscodești pe tine însuți, și ce vezi? Afli despre tine lucruri foarte interesante. Foarte interesante. Eram tânăr, aveam 21 sau 22 de ani și eu în viața mea nu m-am crezut capabil să pun câinele pe un om să-l omoare. Să pun câinele meu să-l amuț pe un om ca să-l omoare. Și într-o iarnă, un om pe care îl cunoșteam foarte bine de la biserică, aș putea să zic, mi-era prieten, deși era mult mai în vârstă decât mine, în mod voit a lovit câinele meu cu o coadă de lopată în cap. După ce și-a revenit câinele, am intrat cu câinele în casă peste om și am amuțat câinele pe el să-l omoare. Așa am făcut eu. A fost cineva care a regizat totuși scena și nu s-a întâmplat ce mi-am dorit eu să se întâmple. Și atunci când am văzut de ce sunt capabil, am luat o hotărâre și am zis, este ultima dată în viață când eu mă mai enervez. Poate că necontrolat am mai derapat vreodată, dar în principiu, de atunci, de 30 de ani, nu m-am mai enervat niciodată. Aș vrea în seara aceasta să citesc câte 3-4 cuvinte din Scriptură și apoi să ne iscodim pe noi înșine, să vedem cine suntem. În Sfânta Evanghelie după Marcu, la capitolul 14, în versetul 68, ultima propoziție zice așa. Matei 14, versetul 68, ultima propoziție zice așa. Și a cântat cocoșul. Și a cântat cocoșul. Mesajul din seara aceasta, dragii mei, are titlul
cu spatele spre Hristos. Repet, cu spatele spre Hristos. Nu am zis bine trimiterea? Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetul 68, ultima propoziție. Ați găsit? Am zis Matei? Scuzați-mă. Deci Marcu 14 cu versetul 68. Și a cântat cocoșul. Repet, slujba din seara aceasta are ca titlu cu spatele spre Iisus Hristos. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la sintagma aceasta prin prisma acestui eveniment. Noi mereu vorbim despre oamenii care întorc spatele lui Iisus Hristos și se duc. Oare sunt vinovați? Mereu vorbim despre oameni care întorc spatele lui Dumnezeu și pleacă în locuri cu totul diferite. Oare e greșit? Dacă ar fi în seara asta să te gândești exact acum cum stai în bancă și să-ți pui problema, cum crezi că ai fi? Cu fața spre Hristos sau cu spatele spre Hristos? Și dacă ar fi să te gândești un pic, cum crezi că ar fi mai bine? Să fii cu fața spre Hristos sau cu spatele către El? Iubiții mei, în zilele trecute am citit un articol care se scria acum vreo 60 de ani sau cât, îl scria Tudor Arghezi despre adventiști. Am rămas șocat ce scrie Tudor Arghezi despre adventiști. Și când îi descrie acolo pe adventiști, îmi stau și mă gândesc dacă eu sunt adventist. Și scrie în revista lui Goga, care era atunci ministru sau ce era, în revista lui scrie, este un articol cu titlul, pare mi se, către preoți sau așa ceva. Și acolo scrie despre adventiști. Și analizându-mă prin ochii lui, mi-am dat seama că sunt destul de străin de a fi adventist. Rar am întâlnit oameni să scrie așa de frumos despre adventiști cum scrie Tudor Arghezi. Vedeți? Noi avem o problemă. Noi nu avem o problemă cu privire la a ști sau nu ști despre Dumnezeu, că știm. Noi nu avem o problemă cu privire la a ști despre Iisus Hristos sau a nu ști, că știm. Noi nu avem o problemă cu privire la a ști sau nu despre poruncile lui Dumnezeu, că știm. Noi nu avem o problemă cu privire la felul sau la a ști cum să ne comportăm cu oamenii sau nu, că știm. Noi avem o problemă cu noi. Și din păcate asta nu știm. Probabil ați văzut pe unele biserici evanghelice, la luteran sau la calvin, pe vârful turlei nu este cruce, ci un cocoș. Și probabil cei care sunteți mai în vârstă, probabil vă aduceți aminte că la coama caselor în capăt, când se pun oalele, exista, dacă vrei să-ți cumperi nu știu cum se numește asta, o oală mai specială care închidea sau termina șirul de oale, care era un cocoș. Și la multe case țărănești, mai există și astăzi, care s-a acoperită cu țiglă din aia veche, pus acest cocoș la
pe fruntea, pe coama casei. Oare de ce? Vedeți? La cei mai mulți dintre noi, sau mulți dintre noi îl iubesc pe Petru pentru că a făcut lepădare de Hristos. Și totuși, ce mare a ajuns! Și cumva, mersul lui până la lepădare și inclusiv lepădarea mă urmărește pe mine și vă urmărește pe voi. Ceea ce îmi scapă mie din vedere și ceea ce vă scapă vouă din vedere este că s-ar putea ca iertarea de care a beneficiat Petru, eu și voi să nu beneficiem. Ceea ce îmi scapă mie și vouă din vedere este să vedem gravitatea situației, nu pentru că a lepădat, ci pentru că nu s-a cunoscut, nu pentru că a înjurat, ci pentru că nu știa de ce este capabil. Și când nu știi de ce ești capabil, dacă afli într-o situație nepotrivită de ce ești capabil, afli degeaba. Unii oameni au aflat că pot să ucidă, știți când? Când și-a înjunghiat soția. Dar n-au mai avut ce să facă. Cunoașteți cazuri destule. Alții oameni au aflat că pot să calce în flagrant poruncile ale lui Dumnezeu, știți când? Când le-a călcat și n-au mai avut ce face. Aici textul spune, apoi a cântat cocoșul. Știți când a cântat cocoșul? Florin, știi când a cântat cocoșul? Cum? Trei ori. Când a cântat cocoșul? Cum? Dar în contextul celor pe care le spun în seara asta, că nu mai avea pentru ce face. Dar uitați-vă în text, că scrie în text. Păi vă uitați la mine și la mine nu scrie. Uitați-vă în text. Când a cântat cocoșul? Aline, când a cântat cocoșul? Citești tot din Marcu sau ești pe undeva pe la Isaia? Apoi a ieșit din pridvor și a cântat cocoșul când era cu spatele către Iisus. Dacă citiți în Sfânta Scriptură și în Spiritul Profetic, ochii lui Petru s-au întâlnit cu ochii lui Iisus. S-a întors și a cântat cocoșul. Cocoșul a cântat când Petru era cu spatele spre Iisus. Era rău? Era rău? Era rău? Bâșbâim. Era magistral. Cocoșul a cântat când Petru era cu spatele spre Hristos și cu fața spre pocăință. Dar eu și voi suntem cu spatele spre Hristos și cu fața spre lume. Din cauza aceasta, cântatul cocoșului rezolvă o altă problemă, nu mântuirea noastră. Petru era cu spatele spre Hristos și cu fața spre pocăință și zice în Evanghelia după Matei că plângea amar.
Noi când întoarcem spatele spre Hristos și fața ne este spre lume, ne înviorăm. Ni se înseninează fața. Bucuria se așează în ochii noștri și pe buzele noastre. Din cauza asta spuneam mai la început că atunci când declarăm că cineva este cu spatele spre Dumnezeu și o ia aiurea parcă, depinde unde o ia. Când Petru a văzut chipul lui Iisus Hristos și a văzut ochii și în el s-a petrecut ce știu eu, ce fenomene, că nu, Scriptura nu spune nimic despre asta, a simțit că îi crapă obrazul de rușine. Toți cu spatele spre Iisus și fața și-a pus-o spre pocăință. A zis, dacă acum nu se întâmplă nimic, nu se va mai întâmpla niciodată. Dragul meu, frate și soră, dragi copii, aș vrea să vă pun o întrebare. Eu n-am cum să vă condamn, că n-am chemarea aceasta, dar nici Dumnezeu nu vă condamnă că sunteți cu spatele spre Hristos. Întrebarea este, fața spre unde e? Știi ce înseamnă să fii cu fața spre pocăință? Știi ce înseamnă să fii cu ochii ațintiți spre ceea ce înseamnă să fii om născut din Hristos? Ți-ai pus vreodată întrebarea ce înseamnă chipul tău să stea față în față cu forța de schimbare pe care numai Duhul lui Dumnezeu o are în cei care se întorc la El? Zice așa, și-a cântat cocoșul, aș vrea în cele ce urmează să rup sigilul la predica din seara aceasta. Știți ce s-a întâmplat cu Petru când a cântat cocoșul? Cum? A plâns amar, e drept. Dar știți ce s-a întâmplat cu el? S-a pocăit. Știți ce s-a întâmplat cu el? Atunci a știut cine e. Unii au știut cine sunt când și-au înjunghiat nevasta. A fost târziu. Alții au știut cine sunt când a văzut că cel pe care îl otrăvește a băut o travă. A fost târziu. De ce? Pentru că aceia erau cu spatele spre Hristos, dar nu cu fața spre pocăință. Singura situație în care e un avantaj să te cunoști pe tine însuți, este când stai cu ochii ațintiți spre pocăință. În celelalte situații, chiar dacă ajungi să te cunoști, este absolut fără nicio importanță și fără niciun câștig. Saul, când a ajuns să se cunoască pe sine, nu i-a folosit la nimic, stătea înfipt într-o spadă. Și lista poate continua. Anania și Safira, când au ajuns să se cunoască pe ei înșiși, nu le-a mai fost de niciun ajutor, erau întinși jos, morți și cărați pentru un gropat. Atunci are rost să te cunoști pe tine însuți, când ești cu fața spre pocăință. Și acum te întreb, tu unde te uiți? La Iisus. Vreau să vă spun că cei care strigau răstignește-L, la Iisus se uitau.
Vreau să vă spun că cel care îl băteau pe Hristos în crucea de lemn, la Iisus se uitau. Vreau să vă spun că cei care îl biciuiau și îl înjurau, la Iisus se uitau. Vreau să vă spun că cel care a luat sulița și i-a spart abdomenul, la Iisus se uita. Dar toți când au întors spatele și au plecat, aproape toți s-au întors spre lume, nu spre pocăință. Dacă în seara aceasta ochii tăi s-ar întâlni cu ochii lui Iisus Hristos și ai mărmuri și întorcându-te cu spatele spre El ar cânta cocoșul, ochii tăi ar fi spre pocăință? Sau spre altundeva? Dragii mei, în primul rând, a fi cu fața spre pocăință înseamnă să te cunoști pe tine însuți cât mai este har. Dacă te cunoști pe tine însuți în alte condiții, nu-ți folosește la nimic. Nu are niciun rost. În al doilea rând, a fi cu fața spre pocăință înseamnă să auzi un semnal despre care ți-a vorbit Hristos. N-a cântat pupăza. N-a fluierat Pilat. Și a fost un semnal pe care l-a spus Iisus. Va cânta cocoșul. Semnele despre care ți-a vorbit Iisus Hristos au vreo importanță când te întorci cu spatele? Au numai dacă ești cu fața spre pocăință. Cum credeți? Petru a fost singurul care a auzit cocoșul cântând? Păi să cânte un cocoș aici în nas, da? Să vezi cât, nu știu câte zeci, curigul, toată lumea aude, vecinii toți aud cocoșul. Ce, bă, cânta cocoșul, ce-a cânt? Cânta cocoșul, ăia stăteau la foc, ăia îți înjurau, ăia îți așteptau să întâmple evenimente, dar unul singur când a auzit cântând cocoșul, ce făcea? Plângea. Știți de ce? Pentru că era cu fața spre pocăință. A fi cu fața spre pocăință, dragul meu, înseamnă să fii atent la semnele despre care îți vorbește Iisus. Zice aici textul așa. El s-a lepădat și a zis, nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici. Apoi a ieșit în pridvor și a cântat cocoșul. S-au întâlnit ochii lui cu al lui Iisus. A ieșit și a început să plângă. În ultimul rând, aș vrea să vă mai spun ceva. A fi cu fața spre pocăință e groaznic ce urmează să zic. Înseamnă să depășești rușinea de a fi fost nepocăit. Știți unii oameni de ce nu mai vin la biserică? Le e rușine să se întâlnească cu pastorul sau cu cineva pentru că au făcut, cine știe,
Ce? Când i-a transmis mesajul lui Petru să vină și el, ce-a făcut Petru? S-a dus. A fi cu fața spre pocăință înseamnă să nu lași să te omoare rușinea indusă de cel rău poate, ci să găsești putere în Duhul lui Dumnezeu să vii la Hristos, care are nevoie de tine ca unul care n-ai fi greșit și care are nevoie de tine ca unul pe care să-și pună cuvântul Lui și care are nevoie de tine ca unul peste care să pună biserica Lui și care are nevoie de tine ca de unul care să răstoarne lumea. Cu spatele spre Hristos și cu fața spre pocăință. Ce eveniment, ce măreție, câtă prezență dumnezeiască era acolo. Dacă ar fi să fac o asociere cu descrierile pe care le face profetul Ellen White, câți demoni erau acolo și în același timp câți îngeri al lui Dumnezeu erau acolo pentru ca să nu se scape de sub control situația în care omul acesta nu vrea să mai vadă nimic decât pocăința. Cumva dusă la absurd situația, nu mai vrea să vadă nici măcar ochii lui Hristos, Mântuitorul lui, ci vrea să vadă pocăința. Iubiții mei, această îndrăgostire, sau dacă vreți, acest atașament de ceea ce înseamnă să fii pocăit, este soluția vieții mele și soluția vieții tale. Eu și voi trebuie să ne cunoaștem pe noi când suntem cu fața spre pocăință, altfel este dramă. Eu și voi trebuie să aud semnele și zgomotele lui Hristos. Suntem cu fața spre pocăință, altfel e jale. Pentru că dacă aud semnele lui Hristos și zgomotele lui Hristos când nu sunt cu fața spre pocăință, știți ce se întâmplă cu mine? Mă arde focul care coboară din ceruri. Eu și cu voi. Suntem chemați să stăm cu fața spre pocăință. Dragii mei, dacă am vrut să venim la biserica asta, am venit. De datoria aceasta ne-am achitat. Dacă am vrut să fim pocăiți în sensul convențional al lumii, ne-am pocăit. Și de datoria aceasta ne-am achitat. Dacă am vrut să avem niște repere morale cu care să zdruncinăm lumea din jurul nostru, le avem. Și de datoria aceasta ne-am achitat. Avem o datorie de care nu ne-am achitat. Suntem cu spatele spre Hristos, dar nu suntem cu fața spre pocăință. Sau poate suntem cu fața spre Hristos și nu cu fața spre pocăință. Aș vrea să vă spun că primul cuvânt
Dacă vreți, prima poruncă pe care a dat-o Ioan Botezătorul, dacă vreți, prima slovă pe care a rostit-o Hristos pe pământ a fost: pocăiți-vă, întoarceți-vă fața spre pocăință. Și exact cum i-a zis să-i spui și lui Petru să vină, vi se va spune pe nume. Să-i spui și lui Lazar, lui fratele Fodor, lui Mihai, lui Alin și așa mai departe, să-i spui să vină. Dumnezeu să vă ajute vouă și mie să fim cu fața spre pocăință. Amin. Ne ridicăm și luăm aminte la o rugăciune. Tată bun, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim că în Sfintele Tale Scripturi, pe lângă învățăturile și legile Tale, ai lăsat modele de oameni care au greșit și care au fost iertați. Sfinte Tată, noi suntem oamenii care am greșit. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm să ne ajuți să avem parte și de iertare. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm să ne ajuți să ne întoarcem chipul spre pocăință. Și în felul acesta, prin Duhul Tău cel Sfânt, să lucrezi în noi mântuirea Ta. Binecuvintează biserica noastră din Nasna. Reînsuflețește-o de la fața Ta, Doamne. Ajută-i pe frații și pe surorile mele să treacă peste problemele care sunt, să treacă peste existența mea dacă e nevoie și să-și ia timp fiecare să fie și aici și în viața de zi cu zi cu fața spre pocăință. Îți mulțumesc că asculți această rugăciune. Rămâi cu noi și numele Tău să fie slăvit în toți vecii. Amin. Ocupăm loc. Dragii mei, cu această rugăciune, popasul acestei seri de închinare, de laudă și de cuvânt s-a încheiat. Dumnezeu să fie păstorul vostru mai departe. Amin. Nu uităm că vineri seara la ora 8 suntem așteptați la biserică. Să venim și să chemăm și pe cei dragi pe care îi avem. Sâmbătă dimineața de la 9 și sâmbătă după amiază de la 6. Miercurea viitoare, frate Lazar s-a anunțat pe toți frații din comitet că vom avea comitet după serviciul divin. Un scurt comitet pentru ca să punem la punct câteva lucruri. Mulțumesc! Miercurea viitoare, de astăzi într-o săptămână. Cum? Nu pot să vină? Anunță-i dumneata și după aceea vedem. Mulțumesc! Pentru seara aceasta, cu dragostea lui Dumnezeu, ne despărțim. Amin.